cine vota. Femeile mămoase, copilăroase, răsfățate, victimizate, pregătite de orice, orgolioase până la Dumnezeu, sensibile și înapoi, cicălitoare, zi și noapte, spirituale, bârfitoare, mai tot timpul, discrete, numai când au interesul, serioase, grațioase, slabe, cu dietă, rubensiene, fără dietă, feminine, malițioase, zi și noapte, sufletiste, ziua, gânditoare, noaptea, profunde, de sărbători, veninoase, arareori, pline de compasiune, cu simțul umorului, cinice, niciodată prea mult, sarcastice, după nuntă, grijulii, după botez, resemnate, după al doilea divorț, împlinite, după primul sau al doilea copil, distruse, după primul avort, renăscute, după prima zi de școală a copilului, mature, la datorie, luminate, după primul nepot, sfârșite, după o despărțire, mâncăcioase, de la ruși, copilăroase, de la un zâmbet, timide, de la o privire, roșii în obrăjori, de la un gând ascuns, perverse, de la temir ce, senzuale, de la un sărut, acre, din nimic, șarmante, de la cercei, răpitoare, e de la ei sau de la ea, fericite, din mai nimic, misterioase, din copilărie, mistuite, din dragoste, mironosițe, din rochițe sau fustițe, măgulite, din auzite, nepăsătoare, după moft, martire, din fire, dulci, cu suflet din vată de zahăr ars, războinice, în filme, diafane, primăvara și toamna, translucide, tot pe atunci, răzvrătite, de câte ori au chef, transparente, de la suferință, opace, de la indiferență, ușoare, de la bijuterii, grele, de la ele, subțiri, de la carte, avute, de la parte, sofisticate, din toate câte puțin, alambicate, din curiozitate, complexate, din nedreptate, neîmpăcate, din păcate, puternice, din credință, senine, de la ochi, fragile, de la glezne, vulnerabile, de la sâni, șoptite, de la buze, supuse, de la genunchi, plutitoare, de la păr, sălbatice, de la natură, fabuloase, pline de dor și dorință, icoane pentru copiii lor, femeile, ca un joc de cuvinte și de viață. Femeile. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, la mulți ani. La mulți ani tuturor femeilor, mamelor, iubitelor, la mulți ani Rodica Mandache, invitată în studioul nostru, cu această, în această zi specială, foarte relaxată. Ziua e relaxată? Nu, dumneavoastră sunteți foarte relaxată. Eu? Păi, dar nu mai îmi dă mâna să fiu altfel. Sunteți pregătite pentru o emisiune de anvergură a emisiunii, da, Marius Tucă Show? Da, da. Da, încercați să nu... Să știi că Dumnezeu nu bate cu ciomba. Nu bate, încercați cu anvergura să nu vă aruncați de la început, pentru că emisiunea este lungă și sunt întrebări foarte incomode, să știți. Da. Poftim? Da. La mulți ani, Rodica Mandache. Mulțumesc. Cum se simte Rodica Mandache de Ziua Femeii? Ar fi prima întrebare. Nu cred că vă așteptați la o astfel de întrebare. Ca un cartof. Mulțumesc că ați acceptat invitația, încă din primele rânduri. Bun, încercăm altă tonalitate, altfel, am înțeles că așa e în America. Ca un cartof. Cartof fierbinte, aruncat din mână în mână sau adică, ca un cartof la răscopt? Ca un cartof care e gata să încolțească, adică expirat. Care a expirat. Fost plecat peste noapte expirat. În pivniță și la lumina întunericului, notează-o pe asta, a încolțit. N-am cu ce. Ia că-ți dau eu, îți dau aici, am pix, am stilou, am de toate. Da. Bun, hai să încercăm altfel. Altfel.
Ce mai faci, Rodica, de când nu te-am văzut? De când? De când n-ai mai venit în studiourile noastre. Da. Că în rest nu aveți timp pentru noi, prietenii mai vechi și mai noi, ci pentru oricine, mai puțin pentru mine. N-am avut altă rimă. Vai, de ce spuneți, domnul Tucă, așa? Eu stau seara, mă uit la dumneavoastră. Unde? Că te-am întrebat de vreo trei emisiuni și n-ai văzut niciuna. M-ați întrebat și eu n-am răspuns nimic. Asta nu înseamnă că... Așa, vă uitați la mine seara de seară. Vă analizez, așa. Vă fac remene. Încă din primele rânduri dați voie cu ocazia. Da, ai decăzut ca altă dată. Era mai mari buchetele? 100 de păi trandafiri. Acum sunt pe colaborare, nu mai sunt pe carte de muncă. Rodica, dăm voie cu ocazia zile de omate. Și acum pentru că reprezinți atât de tare... Nu ți dau înapoi, reprezinți atât de tare femeia. Da. Adică cred că poți să fii o definiție a femeii în sensul cel mai bun și mai puternic al cuvântului. Da. Încearcă să nu stai totuși cu florile toată emisiunea, că ne facem de râs și... Aici poți să-l pun? Poți să-l pui unde vrei, dar să nu stai cu el în braț. Dar cât de frumoase sunt, nu ți-a zis nimeni încă? Cât de frumoase sunt florile? Cât de frumoasă ești tu cu florile. Ce frumoasă ești îmbrăcată în flori. N-a vrut să pară altceva decât... Și acum trebuie să spun și eu cât de frumos ești fără cât de frumos flori? Sunt eu, ți-era dor de mine, bine ai venit, bine te-am găsit în emisiunea ta. Ce m-aș face fără dacă tu n-ai fi pe lume? E adevărat că nu mi-ai luat televizorul, că mi l-a luat Jol televizorul, dar tu mi-ai luat telefonul. Dar tu de ce te... Păi ajungem la nimicuri. Dar de ce ai nevoie de asta? Păi din asta mă hrănesc, am și eu ego-ul meu. Și ego-ul tău este material? Păi nu, că tu ai primit televizorul, telefonul, păi da, toate cealaltă te lauzi că... Și cele două parfumuri cu care nu te-ai dat niciodată și în continuare astăzi miroși cu parfum. Te-ai dat cu alea? Da. Străine? Nu, cu două, cu unul. Unul te-ai dat. Te ascultăm, bine ai venit. Bine v-am găsit. Și mă bucur că m-ați ales pe mine etalon de etern feminin, tocmai pe mine, când este așa un câmp de flori mândre și proaspete și... Înmiresmate? Miresmate, da. Și care vă ridică dumneavoastră... Poftim? Eu am spus că totuși va fi o emisiune fără invective, fără jigniri. Ce-mi ridică mie, domnișoarele, flori care este pe câmpii? Tensiunea. Ridică tensiunea. Păi nu. Nu asta trebuie să fac o femeie. Să ridice tensiunea. Da. Tu până la cât ai ridicat tensiunea? Cel mai mult. La cât era? Celorlalți? La unui bărbat, până la cât ai ridicat? Eu am avut succes, știi, 20. Că am avut noroc. Cu 5 ani, dacă aveam mai mult, nu te vedeam bine. Da, dar eu nu mă uitam la tine, pentru că... tu te uitai la Manole, nu te uitai la mine, că eu sunt mai prost, sau ce? Că el are păr mai mult, sau ce? Dar mai... ce ai cu Manole? Da, știi bine că am format un trio, cum era trio Grigoriu odată, care s-a destrămat. Din cauza la bani, practic. Manole, să știi că face gesturi incredibile pentru mine. Ia, ce gesturi a făcut în ultima perioadă? Ia să vedem. Nenumărate. Ca de exemplu? M-a dus cu mașină. Așa, ce frumos, ce romantic. Mi-a cumpărat mărțișor. Ce îmi vine să plâng? Până acum 30 de lei. M-a ținut de mână înainte să intru în scenă. Asta pot să spun. Asta e un gest frumos. Avea mâna transpirată? Îi transpira? Nu. Ea e foarte curată. Bun. Ce înseamnă femeia pentru tine, Rodica Mandachea? E un substantiv feminin și e opusă bărbatului și îi se mai spune muiere sau femeie sau... Femeie, toate regiunile are câte un alt nume. Și în Constituția noastră scrie că o femeie are drepturi egale cu bărbatul. Deci ce face un bărbat poate să facă și ea. Pentru mine ce să însemne? Regnul din care fac parte. Regnul... Animal. Nu pot să cred că ai zis asta. Dar de ce nu? Sunt un animăluț. Când a simțit Rodica prima dată? Da, ești un animăluț, asta e adevărat. Când a simțit prima dată Rodica Mandache faptul că este o femeie? Când a simțit că este femeie? Și și-a zis în sinea ei, ești atentă? Că e vorba de nuanțe. Gândesc. Sunt foarte fin aici. Tu nu vezi adică că eu gândesc? Sunt sofisticat și fin.
Și a zis în sinea ei, wow, adică sunt femeie, iată. Mai sunt nici fetișcana aia care am fost multă vreme, în care am crezut și care m-a adus de la Iași la București, după ce la Iași am crescut. Marius, eu eram la Iași într-un liceu de fete și aveam un singur băiat în clasă, care atunci nouă ni se părea urățel. Pe urmă nu mi s-a mai părut. Dar îți dai seama, 10, 50, 100, 300 de fete și un băiat acolo, în liceu, într-un liceu domnesc, Oltea Doamna. Un liceu foarte academic. Și se întâlnea școala cu băieții, numai cu liceul de băieți, numai la cor. Și de atunci mi-am dat seama că o să-mi fie greu sau ușor în viață, pentru că eu am spus, eu nu merg la cor. Nici acum nu știu de ce, pentru că muream să merg acolo, să văd băieții și făceam muncă voluntară. Și acolo n-am mai putut să spun că nu merg. Și atunci cred că am simțit, eram elevă de liceu și băieții nu mai se uitau la noi și se uitau în așa fel încât am avut putere până la târziu. Atunci când te-au privit băieții de la școala de băieți, atunci ai simțit că ești femeie, că te priveau într-un alt fel. Nu știu dacă sunt femeie. Că asta. Că te privesc altfel n-am spus așa. Că te priveau altfel decât te priviseră până atunci. Da, da. Și copilăria cum a fost, Rodica Mandache? Pentru că ai avut o mamă destul de autoritară. Copilăria a fost foarte frumoasă pentru că noi eram 4 copii și acasă și niciun lucru pe lumea asta nu s-a mai ridicat la bucuria pe care o aveam când stăteam toți 4 în marchiza aia acasă și ne uitam pe geam cum plouă și mâncam. La o masă mare. O copilărie frumoasă. Nu vreau pentru fanii tăi și tinerețea să strică această poezie, pentru că am înțeles că mâncați între feluri de mâncare dulceață. Nu mai. Asta este o teorie care e minunată. Între friptură și pește se dădea dulceață ca să nu ai de la pește, peștele să mănâncă. Gustul. Da, să nu mai ai gustul. Păi, asta făceau și romanii. Și erau foarte... Ei... obiceiurile pe semne că de acolo la casele mari, adevărat. Da, și eram chiar și învățați cu era o familie înstărită? Pe atunci nu era nimeni înstărit. Asta se întâmpla în anii 50, nu? 50 spre 60. 60. Da, da, da. Atunci nu era nimeni înstărit, eram toți săraci. Și și totuși simțeam că suntem săraci și nu știu cum am fost crescuți, dar aveam responsabilitatea sărăciei. Adică mă aduc aminte că învățam mai bine ca să iau bursă. Odată... Adică sărăcia vă făcea responsabil pe fiecare dintre... Nu, cred că eram educați într-un fel foarte elegant și nu ne arătau că suntem săraci. Cei de acasă. Și că sunteți curați și buni. Pentru că odată, pentru mine nu exista ceva mai grozav decât să merg la teatru. La teatru din Iași, care este cum este. Și mergeai, ai început să mergi la teatru? Mergeam cu școala. Din școala generală sau mai târziu? Adică după... Nu, tot timpul. Tot timpul. Și eram în liceu și nu m-am înscris pe lista pentru că trebuia să cumpărăm bilete. Și eu nu m-am înscris. Și mama m-a prins și nu știu de unde a aflat și m-a întrebat de ce nu am cerut bani pentru bilet la teatru. Și nu mai m-am uitat la ea, n-am scos niciun cuvânt, pentru că o jignisem foarte tare și era o mare suferință pe fața ei. Hai să facem un exercițiu de imaginație practică până la urmă. Copilăria ta cu valorile tale, că erau bazate pe respect și pe, cum să zic, sărăcia asta nu se vedea, dar ea te făcea să fii mai responsabil, să înveți mai bine și așa mai departe. Trecem prin copilăria domnișoarei Diana, fetița ta, și ajungem la Catinca. Da. Așa că
Te rog să faci acest nepoata ta. Fiecare generație a avut bunele și relele ei. Nu, dacă se poate să nu spui locuri, adică lucruri banale, comune, dacă poți să te concentri. Spun ce mă duce capul. Fiecare generație a avut bunele și relele. Adică nu le spun pe nume. Noi facem poezie aici, nu spunem banalități. Hai să reluăm, mai pun eu o dată întrebarea și o pun. Vreau să răspund la asta și tu să asculți. Tu întrebi și asculți. Cam asta. Și stai seama. Nu, fiecare a avut necazuri foarte destul de grele. Diana i-a murit tatăl, Diana a avut o sănătate precară. Foarte fragilă, foarte, să spunem. Foarte, foarte. Și în continuare e, iar eu am fost sănătoasă ca un taur și tot timpul și cred că aveam de dat și la alții. Și chiar și sărăcia aia ne ținea foarte sănătoși. Și copilăria, cum a venit la teatru, să faci teatru, a venit de la sine, dacă te duceai la teatru încă de când erai copil? Nu, cred că toată generația mea... Ai ratat răspunsul la întrebare dinainte, probabil că spre final te mai întreb o dată. Păi, iubita mea, dragostea mea rotitoare, erau atâtea de spus. Catinca o știu eu, pot să vorbesc eu despre ea, e un alt fel de copil cu o inteligență emoțională specială. Diana la fel, adică puteai să te joci un pic cu asta. Sigur, nu avem suficient timp, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să dai răspunsuri lapidare. Dar tu vrei răspunsurile care le vrei tu sau eu? Pe care le vreau eu, pentru că aici folosim acuzativul. Bine, acuzativul. Da, avem dacă aș putea să înjur, nu, eu vreau niște răspunsuri poetice de la tine, pentru că tu emani poezie și dragoste prin ceea ce și faci. De-aia nu achizi nicio masă niciodată. Tu scrie și eu citesc. Bun, la care întrebare să-ți dau răspunsul? La care întrebare? Ne întoarcem la întrebare. Eu ți-am zis că n-a fost mulțumit, a fost acum poate că e un răspuns clasic. Dar ce mă interesează pe mine alte generații? Pe mine mă interesează... Pentru că nu te-a interesat nici copilul tău, că n-ai avut timp să-l crești. De ziua femeii, trebuie să spunem și adevărurile astea care ne dor. Asta nu a împiedicat o colegă de-a ta să spună nu se vede asta. Adică în sensul că ai o fetiță Emanuela reușită. Hărăbor. Cât de dur sunt. Și i-am spus, n-am fost o mamă bună, dar m-am străduit. Și ea a spus, după rezultat, nu se cunoaște. Nu se vede. Nu se vede. Că n-ai fost o mamă bună. Da. Se vede că am fost. Dacă bunică, că ajungem la, încet, încet, răspundem la toate întrebările, Rodica. Ne vede atâta lume, e cu ochii pe noi. Nici ca bunică nu cred că sunt. Deși mă străduiesc, eu mă străduiesc. Eu fac o mulțime de lucruri, dar nu știu dacă... Păi trebuie să povestești că ai tot chemat-o pe Catinca pe la tine și nu a venit, nu a vrut să vină. De ce n-a vrut să vină? Pentru e frică de COVID sau pur și simplu? Nu, sora ta a avut COVID. Ei nu e frică de nimica. Bun, și n-a venit și în seara asta te-a sunat. M-a sunat și a spus că vine acum și zic, acum nu se poate. De ce? Că mă duc la televiziune. Nu, acum e moment. Dar sunt foarte multe perle, de fapt nu perle, lucruri extraordinare pe care Catinca le-a spus de-a lungul timpului. Nu le mai țin, zi-mi câteva, perle, te rog. Erau perle pentru că ea era mică. Era foarte mică, da, ce zicea? Zi-mi era câteva. Mică și tatăl ei era plecat în China, sărac. Lucra acolo și... ea suferea teribil și se abținea să nu plângă și eu îi spuneam, lasă că și lui e dor, mă rog, și într-o zi, și a rămas așa, și într-o zi am intrat în camera ei și am zis, da, ce miroase aici? Și ea mi-a spus, a fete triste. Super, ăsta e un poem în sine. Ne întoarcem la acea imagine absolut excepțională pe care... Chiar dumneavoastră ați descris-o, din păcate continuarea n-a fost la același nivel. Bucuria, fericirea însemna ca voi, cei patru frați, două fete sau trei fete? Trei fete și un băiat. Trei fete și un băiat, să fiți acasă și să vă uitați pe geam cum plouă la ea și în copilărie. Să mâncăm împreună, râdeam foarte mult. Și altă bucurie legată de copilărie, un joc al copilăriei care vă plăcea? Nu, joc nu știu, dar citeam, era un fel de... de transă în clipa când începeam să citim.
Era un lucru... Citeați același cărți și vorbeați despre ele? Era mică diferența între noi și... Citeați cam același cărți. După ce citeam, povesteam. În vremea copilăriei mele, sărace, să-i spun, școala și orașul Iași avea o foarte mare grijă de copii și de încurajarea. Asta se mai întâmplă, să ai grijă de copii, școala, orașul, primăria? Asta sunt atâtea mijloace de informare încât nu-și mai pune nimeni problema dacă trebuie să facă asta sau asta. Dar celebrul palat de la Iași, Palatul Culturii, era o bibliotecă uriașă, sus, pentru copii. Puțin știu, noi am făcut împreună câteva ediții de colecție, una dintre ele e despre fostul tău soț, un fotograf celebru de altfel, și am rămas surprins de talentul uriaș pe care l-avea soțul tău. Fotografiile lui parcă erau făcute făcute cu sufletul, cred că mai degrabă. Și am descoperit atunci că, în afară de celebra Rodica Mandache, care părea deasupra lucrurilor, am găsit un om foarte studios și un om care scrie foarte bine și care a scris numere întregi de ziar, de ediții, de colecție specială. Deci, plăcerea asta a scrisului... Deci pot să fiu și drăguț, este? Uneori, rar ce-i drept. Da, de unde? Poftim? Acum când spui, vezi că poți să fii și drăguț, stric, ai vărsat înainte șiștarul cu lapte. Hai să luăm cu șiștarul, să lăsăm șiștarul plin, să lăsăm întreg. De unde pasiunea asta? Era din copilărie, apropo de citit, sau a venit mai târziu și cu scrisul? Și mai e o chestiune pe care o faci foarte generoasă, ceea ce nu te caracterizează în general, foarte generoasă când vorbești și scrii despre ceilalți. Rar am văzut un om care să vorbească atât de frumos și atât de adevărat despre ceilalți. Și să scrii. Pentru că au fost numere întregi despre oameni pe care ai cunoscut, oameni extraordinari, și generozitatea ta m-a surprins de foarte multe ori. Eu nu m-am gândit că sunt generoasă, dar îmi place să scriu despre ceilalți, să-i văd, îmi place să-i văd jucând, să mă îndrăgostesc de jocul lor, să vorbesc de actori, despre actori, despre artiști în general ai scris. Dar au și fost. Toată generația mea a fost. Pune pozele într-o jumătate de ecran să le vadă fanii mei și tinerețea. Păi nu, tu nu-ți dai seama, dar foarte rar în lumea de astăzi vine cineva să spună ceva de bine sau să scrie cu atât mai puțin despre tine. Eu cred că cei din generația mea așa erau. Cine e doamna din imagine? Eu sunt. În Doamne Domnului Caragiale. Câte inime ați sfărâmat doamna Rodica Mandache? Câte inime? Inimi, că e mai multe. Câte inime ați sfărâmat? Merge și la... Da, dar nu era... Nu, e o formă poetică, e o licență poetică. Câte inime? Câți ani avea copilul Rodica Mandache aici? 20. Uite, asta e Mariana Micuț. Asta e Repan. Da, am avut și parteneri. Uite, asta era un actor de la Iași. Atât de mare... Ce înseamnă aici? Diana Cutină. Atât de mare, dar... N-aș fi vrut să fiu în locul celor care... Stai, vorbește-mi ca ploaia și lasă-mă să te ascult. Vorbește-mi ca ploaia și lasă-mă să te ascult. Am avut noroc. Cu multe am avut noroc. Vă întrebam, era o întrebare... Spuneți, domnul Tucă, spuneți, întrebați-mă. Că eu am să vă răspund cu toată inima. Aici ești în Joy Mega Joy. Ce rol? Nu se mai joacă spectacol? Unde? Era mai devreme. Da. Era mai devreme cu... Câte inimi ați răvășit la viața dumneavoastră, așa, modo grosso, să luăm în mare? Da, știu eu. Nu e important acum 200-300. Să-mi aduc aminte. Care sunt femeile importante din viața Rodicăi Mandache? Mama. Învățătoarele mele, care, uite, le țin minte,
colegele mele și de la școala primară și de la liceu, colegele mele de facultate, de actriță, de la un ATC, dar nu era un ATC, era Institutul de Teatru, așa se chema. Am avut, să știi cât de format te formează cei din jurul tău. Și, din copilărie până da, și am avut parte și... numai de... și poate din cauza asta ești mai generos. Că dacă... Primești? Da. Mereu schimb gânduri cu Dorina Chiriac, pe care o admir pe toate planurile și din tot sufletul. La mulți ani, Dorina. Și Dorina... când vorbesc cu ea, mă simt mai deșteaptă, mă simt mai... Știi că am făcut un interviu odată și ziceam, îi zic, Rodica, dar cât de bine a ieșit interviul ăsta la Radio Noi Doi? Și zice, da, depinde și cu cine stai de vorbă. Era un fel de a răspunde, dar nu că mai face pe mine vreodată, adică datorită dialogului cu mine ai fi mai deșteaptă, nu cred că ai putea să-mi spui niciodată. Dar mie de ce nu-mi spui niciodată un lucru frumos și îmi spui numai răutăți? Nu, dar vreau să spun la Dorina că simt. A dat-o pe Dorina, așa, da. simt. Că e undeva ceva special. Admirație sau încredere sau. Despre mine, de ce nu spui niciodată nimic de bine? Spun greșit? Altora. Da. Păi, uite acum, uite-te în camera de luat vederi și în fața ta sunt altora. Ești un băiat drăguț, bun. Cu un caracter pe jumătate. Cu un caracter pe jumătate. Jumătate cal, jumătate... Minotaur. Așa, cu un caracter pe jumătate. Adică n-am caracter întreg. Nu, tocmai că ai. Dar pe jumătate. Mamă, ce va fi în partea a doua emisiunii? Da? O să plângi cu dai florile înapoi. Așa, mai departe. Ziceți, doamna... Să știi de mult. Și atunci îmi faci un serviciu. Exact, îți fac mai multe servicii. Ți-au și un serviciu de cafea. Bun, mai departe. Caracter pe jumătate. Iubitor de poezie. Iubitor de poezie. Chiar actiat de felul ăsta de a te exprima. Așa, până aici e bine. Îți iubești mama chiar cu sacralitate. Asta este mare lucru. Bine, hai să... Dar băieții hai să vezi... așa sunt, în general. Băieții așa sunt. Hai să vezi ce scriu eu ție, da? Tu mi-ai spus, pe jumătate, te iubesc mama, te iubesc să moară mama, te iubesc cu foc. Da, adică tu ce locuiești... trebuie... Dar, acum spunem, cam ce trebuia să... Nu facem diferență acum, e rândul meu. Tu ai vorbit, mi-ai făcut o descriere, acum eu îți scriu ție. Am început cu ești un băiat drăguț. Ia să văd cu ce. Ceva mai prost nu se putea. Tu locuiești în mine așa cum nimeni nu o poate face. Ești proprietarul abisurilor mele, stăpân absolut al visurilor nevisate și neexprimate. Te țin captiv în ființa mea ca pe un copil nenăscut pe care nu aș vrea să-l scot la lumină. Dacă aș face-o, te-ai prăbuși și te-ai înneca în neființă. Aici tu construiești viața mea, castelurile de scoici, creneluri de dorință înăbușită. Tu locuiești acolo unde nimeni nu poate ajunge. Te-am iubit înainte de a te cunoaște, Rodica Mandache, căci te-am cunoscut mereu fără să știu. În ziua în care te-ai trezit în mine... Dragonii înflăcărați mi-au zvârcolit ființa. O asemenea scrisoare de dragoste nu poate să scrie nimeni, pentru că ai avut de-a face numai cu cine ai avut de-a face. Pentru că știi că și eu locuiesc în tine ca o sirenă a adâncurilor care scrănește abisurile. Poate că este ultima mărturisire pe care ți-o fac, Rodica Mandache. Nu știu. Mereu te-am iubit cu teamă, durere, mirare și extaz, așa cum mă iubesc pe mine, căci tu ești eu. Nici tu nu știi asta, nici eu unde ai ajuns de mult. Ce vreau însă să știi este că tu
vei. Deci, în comparație cu că ești un băiat drăguț, îți place poezia, te iubesc să moară, sau cum a fost cu mama, caracter pe jumătate, publicitate. Pentru tine. Cum pentru cine ai scris? Pentru tine. Dați drumul la muzică. Aș vrea să o invit pe Rodica Madache la dans. Vezi că dacă te-aș crede, aș fi zob. Păi, cum ai crezut? Erai zob. Abia ți-ai revenit pe pauza publicitară. Am și primit. Da, spune-mi, te rog, care e cea mai frumoasă poveste a ta legată de o femeie, nu de un bărbat? N-aș vrea să stricăm seara, să fiu și gelos peste noapte. Nu se aude muzica. Vorbim degeaba. Aș vrea să spun că astăzi e ziua Ginei Patrichi, ar fi fost ziua Ginei Patrichi, care a însemnat enorm de mult pentru noi, pentru actrițe. Adică chiar dacă a plecat mai de demult, ea a rămas aici, ca și Iordache. Adică sunt unii care au rămas foarte vii. Gina avea o privire hipnotică și mai avea ceva. Din cauza asta și rămas, din cauza asta ne este și dor de ea și ne lipsește într-un fel și încercăm să o reconstruim. Avea o când jucai cu ea, chiar la radio dacă era, avea o putere, se uita prin tine ceva mineral în privire și era un asemenea efort să joci cu ea, pentru că ea încerca să te ridice până acolo unde ajungea ea și ea ajungea departe. Și din cauza... Te băga și pe tine în starea asta de transă, te obliga cumva. Și dacă erai talentat, pentru că conta să fii talentat, ca să poți să faci un asemenea... Erau... Ce culoare aveau? Erau niște ochi cu totul, verzi... Cu totul excepțional. Da, da, era o privire hipnotică, era o privire tăioasă. Nu era ușor să... Să-i faci față, să stai lângă ea, să joci lângă avea ea. Și umor, și un umor, și umorul ăla era foarte tăios. Și chiar dacă pe scenă nu putea, făcea gol în jurul ei, iar dacă, chiar dacă o luai în brațe în scenă, dacă așa era scena... Tot era spațiu între voi. Numai ea era singură, nu știu cum. Uh-huh. Am avut senzația asta. Fără să fie ceva care să-ți mănânce ție bucuria de scenei, nu. Bucuria rămânea aceeași, ba chiar era cumva amplificată, dar era doar ea pe scenă. În momentul ăla simțeai. Spune-mi, Rodica, s-a amplificat odată cu trecerea timpului această amintire? Da, la ea, da. La ea, la Iordache, la mulți, da. La Ovidiu... Ovidiu mai, Moldovan? Da, Ovidiu mai puțin, pentru că era foarte... Era singuratic, așa. Dar, un tip solitar. Gina nu era. Gina... Era înconjurată de... Adică eram legați de... Cu multe fire. Mm-hmm. Și când, fiecare dintre noi, când scriem despre ea sau vorbim despre ea, e clar că e o legătură metafizică. Nu care e... rezistă în timp și peste timp, da. Ba chiar mai mult decât atât, se amplifică. Spune-mi, te rog, e frumos să scrieți despre cei care nu mai sunt, cei care au fost, dar care, uite, așa cum vorbești despre Gina Patrichi, încă mai este, încă mai sunt. Simți că ar fi o datorie a noastră în general să scriem despre cei care... Au fost, ne-au marcat, au fost cu noi, au trăit cu noi. Sigur că e o datorie. Și Liliana Tomescu, care locuiește în Suedia și care a fost o actriță fabuloasă. Și când a venit, i s-a dat premiu pentru întreaga activitate. Uh-huh. Sau de excelență, premiu da. De excelență la UNITER. Ea a spus, mulțumesc tuturor celor care nu uită. Care nu uită.
pentru tu, că... Tu mai ziceai ceva de Gina Patrichi și ne-am certat, vorba vine, de multe ori nu eram de acord cu asta, că de câte ori se întâmpla un bine sau făceai un bine, sau parcă asta era, Gina Patrichi vorbea și spunea, hai să vezi că o să vină ceva nemeritat la pachet. Nu despre Gina Patrichi îmi povesteai? Nu era Gina, dar Gina... Știu că mi-ai zis la un moment dat și am discutat multe vreme. Gina parcă despre avut, Gina Patrichi era. Am avut și lucrul ăsta, că dacă ți se întâmpla ceva și îi cereai ei ajutorul sau să-ți explice sau să te limpezească sau vorbeai cu ea, era ca și cum ai primit un răspuns la un remene, că n-ai nimic. Uh-huh. Sau că ești foarte bogat sau că era foarte important cuvântul ei pentru noi. Și a venit odată la spectacol cu Oana, fetița ei, care era mică atunci, era elevă și aveam niște emoții mari pentru că venise Gina la spectacol, că era egal cu președintele statului, știi că vine, adică președintele statului mai degrabă. Nu era să-ți fie teamă sau oareși, nu, teamă mi-era foarte tare. Ați era teamă? Foarte tare, foarte tare. Și la toți ne era teamă de ea. Nu de ea, că ea nu făcea nimic. De felul ei de a discuta, de felul ei de a-ți spune că mie, am făcusem doamnele domnului Caragiale și mi-a spus într-un fel foarte dulce că greșisem pentru că o făcusem tragică toate personajele Caragiale și ele sunt comice. Ele așa sunt scrise, n-ai voie să te întorci în contra curentului. Și spunea că sunt foarte multe lucruri bune și erau lucruri bune și era frumos. Am înțeles că o să, la sfârșitul martie o să se dea la televiziune. În ce an o să se reia? În 90. O să se reia și... Erau toate personajele și le... erau fiecare cu o bonetă, cu o pălărie, cu ceva în cap ca să le... Și la Mița uitase regizoarea tehnică să-mi pună cascheta. Și eu am căutat-o într-un fel și ea la sfârșit mi-a spus, când ai căutat-o pe Mița, atunci a fost foarte adevărat. Atunci erai Mița. Atunci erai, era foarte adevărat. Asta și nu i-am mai spus că... Uite, cred că se resimte astăzi, sau nu știu, poate mai sunt, actori care să te bage în transă, să te pună într-o stare specială, la care să te raportezi, să aștepți de la ei, să joci cu ei și să te înalțe, sau să faci tot ce ține de tine să fii la înălțimea așteptărilor lor. Depinde și ce joci. Și cum e echipa, cum e regizorul, depinde mult și de asta. Știi, am fost la spectacolul Florin Piersic cu Peer Gynt și el are un spectacol foarte ambițios cu Peer Gynt, cu orchestră simfonică și orchestra cântă poemul simfonic al lui Grieg și el spune tot poemul. Numai pe Solveig, nu? Solveig este o cântăreață care cântă acel nemaipomenit cântec al lui Solveig. Și când a apărut cântăreața care cânta Solveig, era foarte trapiu, așa, mică, mai mult pe lat decât pe înalt, și urâtă la față, urâțică așa. Și avea o voce... Cânta într-un fel... Ca anulat tot ce imaginea aia inițială. Îți ieșneau lacrimile așa. Știi că a adus Marina, da, zi. Și eu mă uitam la ea și mă întrebam cum pune Dumnezeu atâtea lucruri diferite în același loc. Și atunci doamna cu care eram
mi-a dat un cod și a spus, uite-te repede la Florin. Și când m-am uitat, Florin era cu 30 de kilograme mai puțin și cu 40, frumos, de, și luminos, cu 40 de ani mai tânăr. Mai tânăr. Da, ți-aduce aminte, a dus Marina, despre Marina Constantinescu, un spectacol și cred că am fost împreună și a apărut o balerină care părea jigărită, aș putea spune. Știi, până să ți-aduce aminte spectacolul? Ca de pui de crevedia. Da, da, ceva până în momentul în care a început să danseze. Și atunci, dintr-o dată, s-a transformat într-o lumină. Și toți eram ca și hipnotizați, iar până atunci nu dăduserăm nici măcar doi bani. Ce caută arătarea asta aici? Ce legătură are ea cu baletul și cu dansul? Asta e transformarea care e. Da, Gina Patrick era frumoasă cu totul. Adică nu avea un caracter jumate cum aveam eu. Era frumoasă pe de-a întregul, de la ochi, de la pariție. Gina nu era un om ușor de... Nimeni n-a spus nici... Nu era, adică miere și lapte. E adevărat, ai și spus. Era, dar... era o... Da, o personalitate, o putere, incredibilă, o putere. O putere. Pentru că tu ai spus și ai o descriere frumoasă. O autoritate. Uite, față... o autoritate. Nu, era mai mult decât atât. Pentru că tu ai spus, față de acea descriere a generațiilor de femei din familia voastră, cu bune și cu rele. Mă rog, atât ai putut. E ok. Când ai vorbit despre Gina Patrichi și ai zis că te-a luat în brațe, în momentul în care te-a luat în brațe, era doar ea pe scenă. Asta era o descriere poetică. Dar apropo de poezie, te deranjez? Nu, eu gândesc. Aoleu, gândesc când vorbești tu. Ce nu mi-ai spus? Asta e o replică. Gândesc când vorbești tu și vorbesc când gândești tu. Hai să vorbim poezii despre femei. Care ai o poezie, ai găsit o poezie despre femeie? Care da, mă lași să ți-o spun? Da. Dar nu o să mă oprești și nu o să spui toate lucrurile tale minunate care le spui... Pe care le spui. Pe care le spui. Cum vrei tu. Da. Tac. Mă lași să o spun? Da. Deci, am ales o poezie, un poem, a unei scriitoare rusoaică sovietică, adică perioada a prins Revoluția din Octombrie. Deci, a Rima Kazakova o cheamă pe autoare și poezia asta este una dintre... Poemul ăsta este unul dintre lucrurile care de câte ori sunt la pământ și mă tăvălesc de jale, eu îl spun. Vezi că nu e bine să tac? Că te bâlbâiști, că n-ai coerență? Mă bâlbâi pentru că omul se mai și bâlbâie, știi? Uh-huh. Cum le aranjează Dumnezeu pe toate? Da. Da. Tac. Prin 42 ne vizita un intendent. Candidat la nu știu ce științe savante și făcea mamei o curte îndârjită, o curte, dar mama nu știu de ce nu se lăsa deloc. Nu pentru că tata era pe front, deși și asta însemna ceva, nu? Situația se prezenta cu totul altfel. De altfel, pe atunci tata nici nu ar fi suferit prea mult pentru că era pe front cu o altă femeie. Dar dacă ar fi să vorbim mai pe șleau și mai direct, tata, mă rog, tata trăia cu cineva și da, nouă, ei, el, ne trimitea banii prin poștă cu regularitate. Mama știa totul, pentru că ajunseseră vorbele și la ea. Iar tinerețea, cum se mai ducea. Ce să faci într-o astfel de situație? Adică, ce putea să facă mama când a aflat asta? Ei, am să vă spun ce a făcut mama mea. A înghițit în tăcere jignirea, s-a pus pe muncă, a învățat să facă de toate, cultiva legume și zarzavaturi, punea varză la murat, nu se plângea deloc și chiar își dădea și cu râs pe buze. Dar în oglindă se privea mai îndelung, cu mai multă atenție și tinerețea, ah, cum se mai ducea. Intendentul, ca un moș Crăciun, era darnic și bun. Venea cu brațele încărcate cu pachete, dar mama îi spunea grăbită pe un ton totuși foarte amabil.
Nicolae Ivanici, lasă, nu-i nevoie. Și el se înroșea, sorbea la repezea ceaiul cu lingurița, știi, așa se răcește mai ușor. Și apoi pleca luând pachetele, foarte jenat, foarte jenat. Și mama rămânea singură cu noi copiii ei și doi copii. Nu e ușor, nu e un lucru simplu să-i crești tu singură. Și în afară de asta, nu era simplu să înțelegi că ești trădată în ceea ce este cel mai sfânt, în dragostea ta. Încotro să apuci? Ce hotărâre să iei? Era foarte greu să o scoți la capăt cu atâtea neajunsuri și trambalări. Dar mama mea rămânea mereu singură și independentă. Și în orașul acela, în anul acela greu, care părea să dureze de o veșnicie, nimeni n-ar fi cutezat să o vorbească de rău pe mama mea. O, cum se cădenie feminină! O, femeie de treabă, care din iubire pentru copiii tăi rămâi cinstită de dragul cinstii. Ce frumos! La mulți ani! La mulți ani! Rodica Mandachea. Da. O nouă pauză, după care e rândul meu. Trebuie să ne vedeți cum căutăm prin foii fiecare să găsească. Ce nu găsiți, doamna Amandache? Că văd că aveți, că și eu caut și văd că dumneavoastră nu găsiți. Am găsit. Unde ați găsit? La ce pagină ați ajuns? Ați găsit? Da, la pagina despre ce ați ajuns? Despre Moțu Pitiș. Te rog. Care spune o poezie a lui Mihai Beniuc, Ultima scrisoare. Uh-huh. Da, o și găsim. Este pe YouTube, da. Păi da. Citești-o tu, o știu. Nu. Știu o interpretare. Vrei să ți-o citesc eu? Nu, nu se poate. Cum o spune el, nu o spune nimeni. Să-l căutăm? Păi, dar nu ne-ai zis. Acum e mai greu să căutăm și nu putem să dăm peste YouTube. În 5 minute. Dar vreau să... Ți-ai auzit? O să găsiți în 5 minute. Da, scrisoarea lui Beniuc spusă de Florian Pitiș. Un poem absolut excepțional. Știi cine o spunea foarte frumos această poezie? Mai frumos decât Moțul. O spunea mai bine, Adrian Păunescu, spun eu. Că știu ambele variante. Nu. Păi, dar tu, eu l-am auzit live, spunând-o pe... Nu, nu, nu. Mai frumos decât Moțul. Eu ți-am spus că da, că... ce vrei, să te mint, să spun altceva decât cred. Moțul a dat de examen cu noi, împreună, toți. Moțul era cineva olimpic la toate materiile, nu la una singură. Moțul era... talentat, cum îl știi. Dar ce legătură are cu ce spuneam? Și-a căzut. Și-a căzut la facultate. Și un an de zile, pentru că a căzut, pentru că avea un defect de dicție, dar nu era un defect de dicție, acum n-ar mai fi deloc, rula râul. Avea rotacismul ăsta. Și un an de zile a fost muncitor necalificat la Teatru Bulandra și făcea tot și peste un an de zile s-a dus la examen, sigur că l-a luat. Și a ajuns cea mai bună voce din acea perioadă. Mai departe, unde am ajuns? Trebuie să răspunzi la mesaje la fanii care scriu despre tine. Suntem goi pe culoarul acestui tren numit Dorință. Urmează un descânte colectiv al eurilor noastre. Parcă ne întoarcem cu toții de pe front, am dus pătălii nesfârșite de dragoste prin tranșeele în care nu se iau prizonieri, tranșeele îmbrățișelor din tâi și pentru totdeauna. Din acest loc vrăjit și universal, numindu-se Alea Îndrăgostiților, de asta și suntem cu toții îmbrățișați, fiecare cu cine a apucat să viseze, eu cu această fată din clasa a doua, nu prea înaltă, nici prea frumoasă, cu pistrui. Îmi amintesc parcul cu bănci verzi, înconjurat de ziduri de piatră înalte, de zarzări, și mâna ei, translucidă, extraterestră, topindu-se în căușul palmei mele, cu unghiile ca niște petale albi rozalii, ca niște petale
ale florilor de corcoduș roșu, ea a fost prima mea întâlnire de dragoste, fără ca vreunul dintre noi să știe ce înseamnă dragostea și nici măcar ce înseamnă sărutul. Tu cu cine ai nimerit, dragostea mea rotitoare, în această reconstituire a îmbrățișării primordiale? Nu-mi spune, te întoarce la fereastră. E toamnă, învățătoarele noastre așteaptă cu minți în clasă. Pentru astăzi n-am avut nimic de pregătit. Ne căutăm unii altora prin ghiozdane. Am găsit pălării de floarea soarelui, cuci, flori de salcâmi, războaie de țesut, catifea, bucăți din rochia mamei, cercei de argint și dintr-o dată, din fața teatrului, învii, la fel, la rălanti, fum și verde ruginiu, oameni venind cu coșuri pline, ochi de struguri, dându-le din mână în mână până la locomotivă și punându-le în cuptor în loc de cărbun, zdropșindu-și și curgându-le apoi zeama printre osii, prin roți atâta aburi de must, cu grauri năuci lovindu-se cu aripile de ferestre și noi mâncând un strugure alb în lumina unui asfințit roșu, cu viile culese invadând calea ferată, aruncându-se pe urmele trenului, altoind butucii ce leagă șinele, crescând și îmbrăcând toate gările mici în frunză de viță de vie. Frumos! Frumos! Eu ți-am spus că, da, mă rog, caracterul pe jumătate, ăsta m-a strigat. Altfel eram departe. Bine, și un pic drăguță am înțeles că aș fi, nu? Da, păi o să mai vezi când te mai invit după descrierea făcută. Peste încă 10 suntem ani. Astăzi, 10 ani e de vreme. Hai să nu ne aruncăm. Vreau să te întreb, apropo de statutul femeii, da? Trăiești în... Aș putea spune că ai trecut prin epoci. Da. E un compliment, nu este o... Sau o constatare, compliment. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu de om. Bine. Cu caracter, jumătate. Din câte am înțeles, asta a fost descrierea. Atât am putut și noi. O să te urmăresc asta, caracter, jumătate. Așa să mă și semnez când îmi scriu un mesaj. Caracter? Pe jumătate. Pe jumătate, da. Jumătate om, jumătate cal. Statutul femeilor de-a lungul timpurilor pe care le-ai trăit, trecut... Uite, dacă noi am fi singuri într-o cameră... Suntem. Ca să nu ne audă ceilalți, eu ți-ar spune că femeile au avut tot timpul același statut. În Biblie scrie așa despre Maica Domnului, cel mai puțin. Despre Maica Domnului se scrie cel mai puțin. Și scrie și sabia va trece prin inima ei. Toate femeile au primit moștenirea asta și sabia va trece prin inima ei. O femeie are de trecut printr-un scenariu în întreaga viața ei, indiferent dacă e nevul mediu, dacă e în capitalism sau știu eu în ce epocă. Are de trecut prin aceleași lucruri și prin aceleași greutăți și prin aceleași dureri, prin aceleași neîmpliniri. Sigur că mai sunt, știi cum e, vâscu. Vâscu apare pe pomi. Uh-huh. Deci e ceva în afară. Mai sunt și niște specimene care se descurcă și sunt rezolvă. Rodica, ce frumos ai răspuns. E bine, totuși că am răspuns la o dar întrebare. Dar ce frumos ai răspuns. Și vezi că nu te-am întrerupt, te-am lăsat. Numai că trebuie să mai dăm o scurtă pauză. Și după aceea va fi bătălia finală, gongul final. Sau bătălia înainte de gongul final. Și cine reușește? Cine va reuși dintre noi doi? Că practic o să mai avem după aceea 4 minute. Fiecare câte 2 minute. Acum mai avem 4 minute? După publicitate mai avem 4 minute. Fiecare cu 2 minute ale lui. Îmi pare rău că nu n-am spus nici pe jumătate ce am vrut. Ai vrut să spui mai multe? Da. În ceea ce mă privește sau în general? Publicitate. Yeah.
caracter cum? Eu nu știu, e vorba despre 8 martie sau e vorba despre tine? Păi despre tine, eu numai despre tine am vorbit. Păi acum ce tot te obsedezi cu jumătate de caracter? Asta e, iubesc femeia. Azi noapte am înflorit un cais pentru tine. Eu vreau să termin frumos, chiar dacă ne vom certa după emisiunea și probabil o să pleci pe jos plângând acasă. În societatea noastră românească, în care totuși există iubire, misogin. Adică în ce privește femeia ce privește e... Am aici misoginul. Orice ar fi. Vrei să citesc din el? Da. Să citesc înainte de poezie. Pentru tu ai vrut-o. La noi, săracii... Cei pe care îi stimam au o putere grozavă. Aceea de a ne răni, decepționându-ne, pe care ceilalți nu au. Adevărat? Gândesc, ți-am mai spus. Păi, în răspuns la emisiunea următoare, nu intrați niciodată. Nu intrați niciodată. Da. Păi, în răspuns peste 5 ani, când te mai invit peste 10 ani. Uite, asta o să fac cu Ion Cristoiu, că e foarte... Apropo de... uite, una frumoasă, pe care sigur ai trăit-o. Există persoane care, în pat, în toiul nopții, aprind becul și te privesc fix, ca și când te-ar descoperi, sau ca și cum ar vrea, odată pentru totdeauna, să ia cunoștință de această ființă, care îi se dăruiește fără încetare. Și ochii lor holbați le fac să semene cu niște pisici. Monteran. Păi, cât de frumos. Bine, hai să citesc și o poezie de-a mea. Uite, despre, cu Ion Cristoiu o să vorbesc în partea a doua despre grosolonia societății europene. Dar ce crezi că ea nu știe că e grosolană? Păi nu, dar să vezi care sunt grosolăniile. Dacă vrei, citesc din ele. Tu nu o să mai ai niciun minut. Azi noapte am înflorit un cais pentru tine. Rodica Mandache. Primăvara mi-a țâșnit din tâmple, soarele e tot al meu, azi noapte am înflorit un cais pentru tine. Cappuccino, 3/4 lapte, ca ciorapii tăi din adolescență, trag în piept lumea, o respir, o îmbrac în poezie și o dau înapoi. Azi noapte, Rodica Mandache, am înflorit un cais pentru tine. Tu vrei să... Tu vrei să leși. Dă drumul la muzică, vă eu să leși. Nu vreau să caz pe spate. Așa, dar eu am lespit de escalie și abia când ajung acasă îmi dau seama și de frumusețea poeziei tale. Și mă suni și intri în direct și îmi spui atunci că de frumoasă era poezia aceea, Marius, pe care mi-ai citit-o acum 10 ani, știi că m-ai invitat. Iar eu te-am făcut pe jumătate nedrept, pe jumătate frumos caracter care m-ai jignit. Dați drumul la muzică pe dedesubt să mi-au la revedere la Rodica ascultând muzica. Nu mai are, practic e terminat, e groghi. Nu mai știe ce să încotro să ia. Eu? A. Așa par? Citește înainte. Adică, de ce mă fotografiez? Nu, Doamne ferește, nu am atâta curaj. Nu, uite, te vezi aici pentru că am spus că, aș fi vrut să spun că în 1914 a fost primul poster cu drepturile femeii, cu femeia sufragetă, cu așa. Și totuși în 1974... Păi nu reușesc să dea, într-o oră n-au reușit să dea o melodie pe dedesubt. Incredibil. Cine, marțienii? Frații noștri albi, extraterestri. Da, nu sunt albi. Dragă, dați câte 10 secunde din fiecare zi. Iartă-mă. Am vrut să vorbesc despre Horațiu, pentru că a spus și el poezia Mama de Coșbuc. Și a spus-o într-un fel încă la institut tot timpul, toate generațiile își aduc aminte, dacă e adevărat. Știi? Am vrut să vorbesc despre asta. Am vrut să spun despre poeziile lui Nichita sau despre... Alifantis cu cântecele lui pentru... Pe poeziile lui Nichita, pe vine mâine, seara Nicu Alifantis. Da? Da. Iubitul tău, Nicu. Da. Chiar e iubitul meu. Știu.
Aveți o relație, practic, tainică. Rodica, mulțumesc mult că ai venit la mulți ani. Ai primit un buchet de flori excepțional. Mai adu-mi aminte de trei ori, adică nu ajunge că l-am primit. Aș vrea să-l arăt la cameră, pentru că ți l-am oferit. Da. Și te așteptăm cu drag la Alev News. Ești pentru foarte mulți idealul unei femei excepționale, carieră, puternică. Îngroapă-mă așa, haide, adică... Cum să te îngroapă? Știi, laudă-mă, laudă-mă până când am să ajung sub masă. Cum spuneai atunci, nu? Când a început să cânte femeia și te întineresc și Florin Piesic era cu 50 de ani mai tânăr. Și cu 30 de chile mai puțin, asta da, o să el are, spun. El are, are transă. El are, așa o putere. Are o putere extraordinară. Mâine ești invitată la vreo televiziune, că azi dimineață nu te-am văzut. Am sunat-o de dimineață, ce faci? Nu găseam, nu răspundea. Ce faci, Rodica? Lasă-mă mai în pace, că am fost invitată la o televiziune cu Florin Piesic. Zic, la ce televiziune ai fost? Ei, las că spun eu, zic, dragă, la ce... La Tele 7. Nu știam că mai există Tele 7. Mulțumesc, Rodica Mandache. Mâine la ce televiziune? La OTV mâine dimineață. Da. Da. Mulțumesc, Rodica Mandache. Urmează partea a doua emisiunii cu Ion Cristoiu. Vom discuta. Avem atât de multe de discutat despre politică, despre istoria politică. Ne întoarcem imediat. Da, continuăm emisiunea noastră, Marius Tucă Show la Alev News. Apreciez felul în care Alev News a știut să celebreze Ziua Internațională a Femeii. Cu acel discret îți ofer o floare și imaginele unor doamne de poveste. Mulțumim pentru gust, bun gust și înalt profesionalism jurnalistic între atâtea canale de știri foarte slabe. Mulțumim mult pentru mesaje în seara asta. Domnul Ion Cristoiu, bine ați venit! A sărbătorit ziua asta. Poftiți? Nu e comunistă. Ce aveți? Ce e comunist? Păi ce, dumneavoastră nu sunteți tot comunist? Nu sărbătoresc 8 martie, punct. Asta e altceva, dar sunteți comunist. De ce? Nu, dar nu sărbătoresc 8 martie, punct. Nu sărbătoriți 8 martie? E din ăla sau cu tovarășe. Cu tovarășe. Nu că era comunistă. E cam politică așa. Deci vedeți că v-am comandat stilou, dar nu puteam să vi-l dau de ziua femeii cu peniță F. Da? Și la următoarea întâlnire am să vi-l dăruiesc într-un cadru. În direct, cum ar veni. Vă rog. Avem, n-ați fost atent. Avem... De obicei polemizați cu mine. Asta. Păi nu, asta cu ziua, ziua femeii m-ați închis. Că e comunist. Am zis că e oficial așa. Nu e deloc oficial. Eu am văzut astăzi. 1 martie, da, e așa mai... Avem o discuție relaxată. Ne-am propus foarte multe subiecte. Probabil că nu vom atinge niciunul pentru că vom vorbi despre femeie. Care e cea mai importantă femeie din viața noastră? Păi nu, dacă mă... Păi, da, dacă, băi, acum... Mi-a zis că am trecut pe lângă. Hai că nu trec, ia. Păi răspunde că e eu mama. Restul nu a avut nicio importanță. Restul nu a avut nicio importanță. Chiar nu a avut, nu. Eu mă uitam astăzi, e o zi în care femeile te înfloresc pur și simplu. Man, am o rugăminte. Păi a zis că e clișeu. Mă uit la femei, General sunt nervos și sunt aici foarte multe femei care lucrează aici, dar da, nu e poezie, proză. Nu le-am dat o floare, că dacă nu pot să dau 500 de flori. O singură, domnul, nu, dacă ziceți scris, domnul Marius, mă ridic Marius, și prejur. Am scris o singură dată în viața mea, eram în clasa 5 o poezie și pe aia o regret. Care e poezia? Eu, nu știu, dar eu n-am întâlnit. Dar de ce? Că ești poet. Cum poți să fii poet? Păi uite cum e Nichita Stănescu, poet. Nu-mi plac poeții. Dar ce vă plac? Ai proză, da. Dar a, prozător. A fi poet deci nu e o... Deci vedeți-vă un om în toată firea. Un om în toată firea. Da. Cu familie, cu mașină. Așa? Și scrie versuri. Se pare stupidită. Băi, nu trebuia să-l chemăm. Băi, frate, putea... Nu, dar am dat-o cu greu pe Rodica de aici, că știa ce o să spună Marele Jack. Și atunci... De-aia spuneți ce am zis. A, da, da, ce a zis? I-a zis că în, prima nevasta lui Conul, Leonid, Conul de Olinda din față cu reacțiunea a fost mai, a iubit-o mai mult. Nu a iubit-o, era mai mare personalitate. Că era mai mare personalitate, da. Asta a doua chiar e proastă. Că se uită în gura, ascultă, spune numai prostii. Spune la toate prostii și nu are niciun pic de personalitate și e de acord cu el. Hai despre facem... Conul cu Leonida cu... Este cea mai... Dom'le, dar am văzut o ecranizare TV...
conul de Neolida cu conul Leonida cu față cu reacțiunea, dar nu mai știu cine, dar oricum este magistrală, trebuie să-mi aduc aminte. Și cred că este a dat o televiziune română înainte de 89, înainte de revoluție. Consider este conul Leonida, această piesă este piesa program a României din Afana Rioțe. E adevărat. Păi nu, păi, în primul, uitați-vă la acest bă. Nu, dar cuprinde tot. Adică păi nu, la începe revoluția pe la 9 seara, se termină cu dimineața cu de mamă este, cu piciul în mine. Regăsește în el românul care le știe pe toate. Conul Leonid, le știa pe toate. Iar din coace, ea proasta, sunt aia care sunt... Nu, el scrie pe Facebook și... Aia care sunt de acord. Da, aia care dau like-uri. Aia care dau like-uri. Ce drăguț. V-am zis să nu chemăm pe... Ce genial sunt când... V-am zis să nu... V-am zis să... Exact. V-am zis să nu care dau like-uri. Pe Marele Geac. Deci ea era aia care dădea like, îi dădea like lui bărbatul. Da, asculta orice prostie. Ea era, atenție, ea dădea primul like. Pentru că sunt unii care țin cu tot din adinsul să dea ei primul cam like. Cam a ta, bobocule, mai era. Cine dă like la guvernul Cîțu? Cine e primul care dă like guvernului Cîțu? Există cineva care dă like? Care e îndrăgostit de acest... Care e îndrăgostit și de acord cu tot ce spune Cîțu și guvernul său. Adică proasta din conul Leonida față cu reacțiunea. Sunt tot mai puțin. Tot mai puțin. Bine, răspunsul este destul de lapidar. Hai să trecem la subiectele noastre. Discutam, că mai discutăm uneori noaptea, așa e de la o anumită vârstă, și îmi spuneați și vă întrebam eu, domne, cum se întâmplă, am dat și titlul pe ecran, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, cum se întâmplă că aia ciuma roșie, de câte ori avea un derapaj, se ajungea până la secretarul de stat... Nici nu era obligatoriu să aibă. Nici nu era obligatoriu până la secretarul de stat american, Uniunea Europeană și așa mai departe. Iar când e vorba de ăștia, ca să zic așa, care nu sunt ciuma roșie, oponenții ciumei roșii, poate să facă orice, să aibă orice fel de derapaj și nimeni nu spune nimic. Și dumneavoastră ziceați, Marius, n-ai citit în Zodia Cancerului și aș vrea să-mi citiți motamo. Eu mi-am notat aici, când se duce la sultan, noi știm... N-ai să facă... Deci, vremea Zodia Cancerului, vremea Ducăi Voda, eu sunt sădovenian, încă o dată reafirm că sădovenul a fost prostit de învățăt, de critici și de școală. El e uriaș. Și în Zodia Cancerului Ducăi Vodă, abatele de Omaren trece prin Moldova, era un emisar special al regelui Soare, care voia să facă o convenție cu sultanul de la... Nu era, era după Suleiman. Și trece prin Țara Românească și acolo este oaspetele lui Duca Vodă. Duca Vodă era în a treia domnie și belea, așa chiar, trăgea tare pricubiruri ca să poată să mituiască... În alta poartă? Stați că la mituire în alte poarte, acolo mituiai și bufonul. Acolo. Normal, ca să... Nu pe el, pe altfel. N-ajungeai la sultan. Da. Și voia să obțină hătmânia Ucrainei. Mă rog. Și trecând și când el... prima dată, adică a stat mai mult la Istanbul și acolo prima dată s-a întâlnit cu vizirul și apoi s-a întâlnit chiar cu sultanul. Adică se întâlnea des cu vizirul și la o asemenea discuție, povestește, fie sădoveanu, dar nu pot eu să fiu, spun ca el, discută despre Duca Vodă. Că ce face ăla? Și vizirul spune așa, noi știm toate astea, dar gheaurul, că așa... E harnic. Nu, e harnic și mai avem încă nevoie de el. Dar să știi că în fața noastră nu este decât un puf pe care vântul lea. Deci, dincolo avem una din explicațiile. Gheaurul de la Cotroceni e harnic, au nevoie de el. De ce? Pentru că... Dar e supus. Păi da, de plătește tributul. Este foarte interesant că derapajele, și sunt clar, acum de data asta devin serios, ca și Cornel Nistorescu, că el e mai serios așa, mi-am amintit în istorie. Derapajele sunt clare, se merge către, sunt derapaje de la democrație, stat de drept. O să le enumerăm. Ele încep, dacă ați, puțină lume a observat că regimurile de dreapta sunt mult mai puțin preocupate de democrație decât regimurile de stânga. La noi. Când și regimul CDR și regimul Traian Băsescu, da?
Ei, noi ne apropiem acum tot mai mult de modelul polonez și maghiar. Problema este de ce ăia fac atâta gălăgie la maghiar și la polonez? Și în Europa, în Parlamentul European. Păi după acolo, de ce? Pentru că ăia nu sunt harnici. Gheaurii de acolo, adică mai sunt și suveraniști. Așa că și nici Ciuma Roșie nu era harnică? Nu. Nu era supusă în sensul ăsta? Odată putem discuta. Totul pornește din 1990. O altă explicație este cea dintre un tată care are doi copii. Unul e nevolnic, politica de dreapta, că puterea actuală, da? Nu, și în general, în post, deci e brin și altul e solid, așa cum era PSD-ul. Și atunci lor le convine acest guvern, această putere nevolnică. Bun, vorbim despre servitori, da? De pupat papucul sultanului. PSD nu făcea asta. Nu. Bun, și ăștia o fac și atunci orice derapaj, că au fost multe și din partea Ciumei Roșie, da? Orice derapaj era taxat, pe când cei de acum, păi nu, trebuie să spunem câteva, că sunt importante. Păi luăm așa, deci vorbim despre... Primul este punerea între paranteze a Parlamentului. Punerea în paranteză pentru că partidele din guvern au aprobat pentru prima dată un buget fără a accepta amendamente venite la parlamentare. Ca chiar și când nu. Parlamentul nici de la ei, nici de la cei... Asta e foarte important. Deși până acum au justificat cu Klaus Iohannis că n-au majoritate parlamentară. Acum au majoritate parlamentară. Punerea Parlamentului între paranteze este primul semn al autoritarismului, al derapajului de la democrație. Da? Corect. Bun. Asta... Mai departe. Mergem mai departe. Guvernul a aprobat pentru prima dată în istoria democratică a României o anexă la buget care reprezintă sume financiare alocate preferențial județelor și municipiilor. Da. Aici intră și prietena dumneavoastră, cum o cheamă, Elena Lasconi, da, care s-a și lăudat că e meritul ei, că i-au dat câțu ăia de la USR bani. De fapt... Nu s-a lăudat că așa mulțumit lui Dănuț Barna. Da, i-a dat guvernul câțu, că nu i-a dat mama. Păi nu, dar i-a și spus că la intervenție. Bun, mai citesc și după aceea vă rog să comentați. Nu știu, mai se număr și eu. Da, fondurile sunt distribuite pe baza unui algoritm, lucrurile sunt foarte clare, pe baza unui algoritm politic, ceea ce nu am văzut la PSD. Sigur că o fi dat mai mult pe la partid, pe la comunele PSD. Și zic așa, PNL a primit 52%, USR 35%, în timp ce UDMR a primit 13%, ceea ce mi se pare incredibil. Există municipalități conduse de politicieni aleși din coaliția guvernamentală care primesc mai multe fonduri decât județele conduse de social-democrații cu o populație de câteva ori mai mare. După aia, e vorba de acel fond de reziliență, da? Care la fel se discută, nu a fost întrebată opoziția, nimic. Aproape că le știu pe toate. Da, primul este primul derapaj grav și care se vede numai la buget, dar și în refuzul de a discuta în Parlament planul de reziliență. Exact. Asta e foarte important. Este primul semn. Asta, punerea Parlamentului între paranteze. Toate regimurile autoritariste, mascate sau nu, încep prin a neglija Parlamentul. A doua este obsesia de a schimba avocatul poporului. De ce? Păi nu ajung acolo, la televiziune. Uh-huh. E pe locul 2 sau... De ce? Da. Pentru că avocatul poporului Renate Weber și-a luat în serios rolul de avocat al poporului, ei au nevoie acolo de cineva care să le fie slugă. Exact. Și acum ajungem la sultan, la vizir. Da. Păi asta trebuia să fie, să încingă un european. Cum adică vrei să scoți avocatul poporului? Deci instituții de control a executivului, cum ar fi CCR și avocatul poporului, sunt contestate violent, nu în sensul că hai să vedem, da? Corect. Bun. Vor să schimbe la TVR, vor să schimbe după la radio. Avem, al treilea derapaj este nu schimbarea, că tot schimbau, ci schimbarea fățișă. Pentru a-și pune adică oamenii... nu le pasă, pur și simplu nu le mai pasă. După asta avem
contestarea unei hotărâri judecătorești, lucru premier de, cum am zis eu, de la... Da, e vorba hotărârea, de fapt, despre clasarea dosarului 10 august, care e foarte important. Da, eu am și vom discuta despre ea, pentru că aici a fost și o postare, mă rog, o poziție a premierului, a președintelui Iohannis. Și caracteristica este următoarea. Da. Derapaje s-au făcut. Hai să vă dau un exemplu de să raportăm pe Claus Iohannis la Traian Băsescu. Traian Băsescu a profitat de unele goluri din Constituția României și le-a forțat, dar de fiecare dată venea cu Constituția. Mai țineți minte? Era încă Iohannis nu mai vine. Nu mai vine cu nimic, nu cum asta. Deci ei fac fățișe, asta e și mai greu. Și se închei. Aristocă. Ne uităm aici, cât suntem? Da, marele geac. 8 martie. Da. Vom mai trăi, sper. Da. Ne belesc ăștia. Nu ne vor apăra nimeni. Nimeni. Ascultă. Adică în Europa mucles. Europa Batista mucles, presa e a lor, opoziția e lor, sindicatele sunt consemne. Nu, stați până la sindicate. În primul rând e vorba și de instituțiile de forță. Parlamentul este al lor, guvernul este al lor, serviciile sunt ale lor. Da, dar de regulă la noi... Parchetul general e al lor, DNA-ul e puțin. Resereau la, la americani sau la... Nu înțeleg, nu se întâmplă nimic. Politizarea de plină a sectorului public. Au fost schimbați o mie... Deci au fost o mie... Au fost o mie de... Schimbați o mie de oameni în școli, adică directorii de școală, ceea ce... Prefecții, în oameni ai guvernului. După aceea, schimbarea avocatului poporului, da? Vor să schimbe membrii Curții Constituționale. Vor să schimbe și oamenii din Consiliul Superior a Magistraturii. Deci ziceți că Europa nu zice nimic și băieții aici fac ce vor... Orice. Fac ce vor, fără să le pese, fără să se uite în stânga, în dreapta, deci fără să se întâmple nimic. Da? Da. Și ne-a luat mama naibii. Ca să nu... Nu, i-am citat din Marin Preda. Uh-huh. El avea. Ne-a luat dracu. Ne-a luat. Apropo de TVR și radio, unde încă nu s-au hotărât, e o bătălie între ei cine se pune. La TVR am înțeles că e fosta dumneavoastră colegă, cum o cheamă? Cu ăla, Mădălina Pușcălău. Mădălina Pușcălău. Ați fost colegi la B1, nu? Am colaborat. Ați colaborat, ați fost colegi. Am lucrat cu foarte multe lume. Eu zic că merită. România merită un șef al televiziunii cum e Mădălina Pușcălău. Da, ea era, după ce a plecat de acolo, de la Cotroceni, lasă, nu mă discut de acel moment penibil care a fost... Eu, împotriva acestei persoane, în sare troleu când aude. De ce? Pentru că în 2014 au fost două confruntări. Mai țineți minte. Amândouă niște falsuri de proporții. Prima a fost falsul făcut de Rareș Bogdan. Deci era... Nu, e foarte interesant cum au achesat atunci jurnaliștii, așa zice jurnaliștii, cum au ajuns ei șefi pe baza acelei mizerii. Se discuta, Claus Iohannis refuza orice confruntare cu Victor Ponta. Era normal, Victor Ponta vorbea mult mai repede decât el. Și atunci s-au organizat, brusc lunea, țin minte, dimineața, s-a anunțat că seara Rareș Bogdan face el acolo la Realitatea, care la vremea respectivă era Realitatea, nu Realitatea Plus, că era datoare la stat cam jumătate din bugetul României. Între timp s-a făcut Realitatea Plus și a scăpat. Și s-a organizat o șmecherie. Vezi, doamne, Rareș Bogdan a fost surprins că deodată Claus Iohannis a zis pe la prânz, domnule, vin. Mă imagine. Totul fusese organizat pentru a putea improviza. Adică nu s-a pregătit cu două, trei zile înainte, cum a fost confruntarea aia cu Joan Băsescu. Pregătire cu tare. S-a făcut repede așa, așa. Și acolo a fost jumătate măsluită. Bun, eu spun aici. Aici era măsluită pe față. Deci, caracterul ăla de improvizat era un fals. Rareș Bogdan era în piesă și știa de o săptămână că se va face. A doua zi se duce la B1. Alt fals. Acolo la B1... Uși de falci. Nu pot să presupun, n-am probe, că ei, conducerea postului, i-au dat întrebările lui
Klaus Werner Iohannis. Da, e foarte interesant, moderatoarea care era... Mădălina Pușcălău. Mădălina Dobrovolski, că s-a măritat. Altă chestie, n-am înțeles niciodată, că ești vedetă și... De ce... Da, și de ce e numele bărbatului? Nici eu n-am înțeles niciodată, mai ales când semnesc cu numele tău. Ei, sunt fericite că s-au măritat. Sunt fericite că s-au măritat. Se numește vedete. Imaginează că Marilyn Monroe se mărita și se numea Merlin Popeasca. Tot dracului, bun. Ioneasca. Și atunci, Klaus Iohannis, fiecare din ei răspundea la o întrebare, da? Klaus Iohannis răspundea cum răspunde el, așa, ca Dunărea, nu la Cazane, Dunărea când a te... Nu, acolo este repede, da, la Cazane. Bam, bam, și răspundea cu da și nu. E ca un lac. Nu, răspundea cu da și nu. Da. Și mai rămâneau 2-3 minute. Victor Ponta voia să intervină. Tu, dacă ești moderator, intervii. Da. Deci ea a ținut în mână. Bun, am înțeles. Îl iubea pe Klaus Iohannis, n-am nicio îndoială. Sănătate, da. Mai țineți minte Porodica Beclean? De cum să nu? Anii 90, super, pe vremea lui Iliescu. Vai, mi-e dor, mi-e dor de dânsa. Da, câte articole am scris. Mi-e dor de dânsa. Era din ăla, nu vă atingeți de Ion Iliescu. Era... Da, dar întotdeauna noi am mai discutat. Da, era din ăsta. De la talibanii de atunci la, nu, da, era... la useriștii de astăzi. Era într-un fel. Amorezat. Au fost multe care au trecut. Și atunci... Ne trezim cu ea consilier prezidențial care este în rang de secretar de stat cu mașină cu asta. Sunt două posibilități. Sau a fost răsplătită pentru asta, sau domnul Klaus Iohannis i-a plăcut atât de mult jurnalist. I-a plăcut foarte mult. Da, sunteți un om rău, să știți. Mare stoc că ea trebuia să refuze. De cum să refuze un caracter slab? După asta au dat-o afară de acolo. Un caracter cu jumătate. Dar se trece la realitatea plus. Făcea seara talk show. Și de dimineață, eu n-am mai pomenit. Doamne, dar ce probleme aveți dumneavoastră? Păi nu e foarte important. Nu înseamnă nimic Mădălina Pușcălău. Hai să vorbim despre Pamfil Șeicaru. Hai să închei și aici. Da. Și ea scria de dimineață. Diseară va veni un lider PSD. Eu un porc. O să-l mândunesc. Porcul nenorocit care va veni de seară va fi... cum se zice, tranșat, da, chiar de către mine în studiourile Realitatea mai e Plus. Unul, se vede la Radio România Actualități pe cine pregătesc. A, da? Cine? Pe cine? Nu, mai rău decât Pușcălău. Ziceți, domnule? Nu știu nume de acolo. Păi, a zis mai rău. Cine poate fi mai rău decât mă? Ați uitat că ascultă-te poți... Știu, dar cine? Despre cine? Nu știu, un tip de acolo care i-a luat interviul. Nu știu, dar cum îl cheamă? I-a luat interviul lui Dacian Ciolă și fiecare... Da, domnule, cum îl cheamă? Nu știu. Nu știți de asta sau nu știți în general? Nu vreau să-i dau numele. Domnul Cristoiu, n-am vorbit un sfert de oră despre Mădălina Pușcălău. Serios, avem lucruri serioase. Deci, hai. Trebuie să vorbim despre 10 august, pentru că e o chestiune de răspântie în istoria României. Da. A fost atunci și este și acum, după ce a fost clasat dosarul. După o scurtă pauză. Continuăm emisiunea din această seară, invitat Marele Geac. 10 august. Aici avem un singur doctor în 10 august. E vorba despre Ion Cristoiu. Marele Geac, Găgești Ideal. Ar putea să-mi dau doctorat. Bun. Să spunem că lumea are atâtea informații, dar puteți să faceți o prezentare în câteva minute despre ce a fost în 10 august. Vă ajut și eu. După aceea avem și câteva întrebări la care să răspundă fiecare dintre noi. Dar după ce a fost închis dosarul, am văzut reacția lui Klaus Iohannis. Și aici dumneavoastră aveți o întreagă teorie de ce această reacție incredibilă a lui Klaus Iohannis. Așadar. Mai Ionescu începea foarte multe editoriale cu iată faptele. Pentru că el zicea asta, pentru că la fel ca și acum, faptul propriu-zis era așa... înăbușit într-o claie de vorbe de ăla, de ăla. Hai să vedem aici. În cazul de față, noi nu avem de-a face cu o... avem de-a face cu următoarea situație care a stârnit acest incendiu. Foc de paie. Și este foarte interesant evoluția dosarului. Ca să vedeți că acolo Klaus Iohannis a jucat un rol decisiv în mușamalizarea dosarului. Seara... pe 10 august, pentru că 10 august a vrut să fie momentul de relansare a lui Klaus Iohannis și a PNL și de căderea a PSD, a și fost 2008. El iese și cere o anchetă fără, deși
momentul fusese mult mai complicat, n-are nicio să-l discute. Hai să vedem, că nimeni n-a făcut. A doua zi, parchetul militar București, condus de domnul Pârlog, care fusese cu trotineta, care face parte din Asociația Judecătorilor Trotinetist, da. Păi nu, te felicit. El este șeful parchetului militar București. Se grăbește și deschide dosar. Adică pe 11 august 2018. Păi nu, stat. Când spui Pârlog, spui USR Plus. Nu trece mult și parchetul general, care era Augustin Lazăr, care este cotroceniu, cere dosarul la parchetul militar la central. Deci ați înțeles, Claus Iohannis a zis, bă, cere repede dosarul, ia-l de la ăla, că nu e sub controlul meu. Pârlog nu era sub control. Era controlul SR Plus. SR Plus, da. Acel dosar, de acolo este cerut, 2018 nu se întâmplă nimic, în 2019 este cerut de DICOT, unde era șefă Georgiana Hosu, pusă de Claus Iohannis. Georgiana Hosu, în iulie 2019, în 2020, acest dosar este clasat de un procuror care a lucrat sub coordonarea Georgiane Hosu. În moment, adică, și dumneavoastră spuneți că a fost Georgiana Hosu, a primit un ordin de Claus Iohannis, da, să claseze dosarul. Nu, știu că... Da? Nu, avem timp. Da. Atât evolu, ca să, înțeleagă, da. Să înțelegem ce s-a întâmplat acum. Începe un mare tărăboi. Georgiana Hosu a fost nedorită de USR Plus. Toată presa și atacată USR... și așa mai departe. Da. Și atunci, brusc, ea care coordonase, face o cerere, o trimite către Curtea de Apel București, cererea de redeschidere a dosarului pe care l-a făcut ea. Curtea de Apel București trimite la tribunal și tribunalul nu a judecat pe fond, oameni buni, a judecat pe procedură, la Camera de Plenare. Și în acel moment, nu trebuie să ne întrebăm dacă judecătoarea a fost sau nu a fost corectă, ci dacă dosarul a fost sau nu bine după părerea făcut. Mea, dosarul a fost făcut de altă. Și avem aici un exemplu clasic. Și aici ajungem la cazul, mai putem sări acum, cazul Elena Udrea. Acest dosar din start a fost procurorii. Toți cei care au ajuns la acest dosar, magistrații, s-au trezit cu un cartof. Adică, pe de o parte, Claus Iohannis, care le spunea pe televizor, găsiți vinovații, nu găsiți adevărul, vinovații fiind șefii jandarmilor și liderii PSD. Erau cumva indicații în momentul în care era indicații, li se cerea și era realitatea dosarului că nu era nicio probă. Dacă eram pe vremea lui Traian Băsescu, s-ați observat, are loc o plimbare a dosarului. Fiecare, ce fac ei în stil românesc? Bă, nici nu contrazic. Cartoful fierbinte încearcă să scapă de el. Așa. Foarte, de ce încearcă să scape? Pentru că dacă era pe vremea lui Traian Băsescu, executa ordinele. După căderea lui Traian Băsescu s-a întâmplat un lucru care benefic pentru democrație. Foarte mulți din magistratură, din servicii și din sistemul instituțional de forță au zis, bă, dar dacă îmi vine și mie rândul ca lui Udrea, să nu mai fac. Așa se explică, Marius Stucă, povestea că PMP-ul n-au reușit să falsifice alegerile. De-aia au stat la 5%. Deci a stat 5% că se tot negocia și nimeni nu a avut n-a avut curaj pentru că a zis, bine mă fac ce zice ăla de la Cotrăcen, da? Dacă îmi pleacă ăla... Ce se întâmplă cu mine? Păi... Se întâmplă ce s-a întâmplat cu Elena, da. Udrea. Bun, cazul 10 august a fost cumva standardul lor și de aici reacțiile incredibile. Eu am spus că analizând acum, eu am un alt punct de vedere, deci Claus Iohannis a răspuns la două zile. Și, de fapt, în textul ăla, el nu atacă, ca să fiu corect, sentința. El îi cere ministrului justiției, care este userist... Adică face o chestie de fațadă. Nu. Îi cere să dea informații, lăsând impresia pentru opinia publică, că ministrul e de vină. Că ministrul e de vină și că el cere. Și că, uite, el se bate pentru 10 august. Dar trebuie să spun în legătură cu 10 august, odată. Că manifestația la un moment dat era violentă, pentru că au fost elemente acolo care au început, care au atacat. Pe de altă parte, mulți oameni
care au fost acolo pașnici, care au luat bătaie, care au fost gazați și așa mai departe. Adică au fost ambele fațete aici. Apropo de Marius, ceea ce... Încă o dată, asta este chestiunea... Nu, nu. Păi nu, stai să ne lămurim. Să spun. Da, așa este. Dar, unu, avem o realitate complexă în care am un om care trebuia neapărat anchetat. Păi nu, e foarte important. Rareș Bogdan, care a instigat la belirea jandarmilor. Stai să ne lămurim. Corect. Doi, nu există nicio probă că șefii jandarmilor au ordonat din adins. Nu există, pentru că șefii jandarmilor nu au ordonat din adins niciodată. Din momentul în care a fost Băsescu 10 ani la putere, jandarmii au bătut și au rupt. Aduceți-vă aminte de 2012. Mai mult decât atât, un întreg staff, erau -10, -15 grade, al serviciilor de informații, care erau brațul înarmat, securistic, al lui Băsescu, stăteau pe intercontinental și monitorizau doar vor găsi ceva necurat în aceste demonstrații ca să iardă, da? Aduceți-vă aminte cum i-au bătut jandarmii pe manifestanții din perioada aia. În perioada ciumei roșii, care după părerea mea, și o să vorbim despre asta, spunea Adrian Năstase, așteaptă o pleașcă. Nu va veni nicio pleașcă, nu mai vin la putere. Va dispărea ciuma roșie, că tot mai vine cât un cretin și spune, va, vorbești cu Cristoiu, comuniștii, nu știu ce, ciuma roșie. Nu, ciuma roșie, părerea noastră, o să spunem asta mai târziu, chiar o să dispară după 4 ani, că nu face niciun fel de opoziție adevărată, e în înțelegere cu Iohannis. Vezi, am discutat de multe ori. Și eu spun răspicat că pe vremea ciumei roșii nu s-a băgat nimeni peste jandarmi să le dea ordin, să intervină în forță și așa mai departe. Mai mult, dosarul despre care vorbiți, în el sau nu s-a arătat niciodată nicio dovadă cum că, apropo de fapte, Dragnea și cu Carmen Dan ar fi dat vreodată ordine jandarmilor. Aduceți-vă aminte că la un moment dat se spunea că pe un camion Dragnea vine în piață. După, de acord? După Carmen Dan a venit ministrul PNL. Stai să ne lămurim, că ajungem la rândă. Greșeala, anticonstituțională greșeală a lui Claus Iohannis, el trebuia să iasă seara și să spună, vreau o investigație completă. Pentru că din start el a dat ordin justiției să vadă numai o anumită aspect. Da, era jandarmerița care a fost bătută. Păi nu, hai să dau două exemple care au scăpat. Deci și atunci telefonul niciodată nu se știe dosarul cine este. Păi nu, dosarul s-a concentrat numai și numai dacă... De ce păi au la bătut? Ordin, marele. Nu, David, e foarte important, de-aia e și prost. Păi eu vă mai dau un alt exemplu. Jandarmii opresc un taxi unde erau niște turiști izraelieni. Dar nu s-a mai auzit nimic de care au fost bătuți, care nu știu ce. Au fost chemați? Nu s-a mai auzit nimic, da. Mergem pe repede înainte. Hai, deci eu spun că jandarmii pe vremea aceea, poate să spună oricine, orice, da, să mă înjure, 100 de ani, contează, atunci au bătut de aurup și era un aparat în slujba lui Traian Băsescu și băteau de rupea pe oricine. În vremea asta, aduceți-vă aminte, demonstrațiile de sute de mii de oameni, nu s-a întâmplat nimic după ordonanța 13, de acord? Mergem mai departe, Udrea, mărire și decădere. Cazul Udrea este o ciudățenie pentru că avem de-a face speța în felul următor. Câteva persoane, Elena Udrea, dar și Ioana Băsescu și nu știu cine, au cerut de la oameni de afaceri bani pentru candidatul Traian Băsescu din alegerile din 2009 și banii aceia au fost apoi folosiți, mă rog, la presele ăla. Bun. Problema mare care se enigma acestui dosar, enigma anchetei, nu numai procesul, este unde e candidatul. Adică, din potrivă, până... Lumea, asta e un caz unic de justiție în lume. Adică ăla care a profitat, da? Ăla care a primit banii pentru campanie electorală, luați de Udrea, de fata lui Traian Băsescu, nu există în dosarul ăsta chemat nici măcar ca martor. Ceea ce e incredibil. Da, dar părerea mea este că a fost făcută din adins împotriva lui Traian Băsescu. Că este mai puternică ideea că, uite, sunt condamnate, victime. Sunt condamnate și sunt victime femeile lui Băsescu, da? Fata lui Traian Băsescu. Ceticălose Băsescu. Și ceticălose Băsescu. Poate să fie și asta. Dar apropo de toată perioada aia,
Când știm foarte bine, uitați-vă la mine, iar vă ceți la păi Chistache. Nu am, dar... Îl da fără pe Chistache, stați liniștit. Când o veni aia cu o falcă... Păi când vine Mădălina Pușcalău, Chistache e istorie. Să mă sună, să-mi dau un telefon, că nu, oricum nu-i răspund la telefon. De mașină, de pe drum. Da. Dar apropo de asta, arată mărirea și decăderea. Pentru că trebuie să spunem, Chioveși, Coldea, Maior, în momentul în care erau la masă cu Traian Băsescu și cu Elena Udrea, erau un fel de angajații lor și servitorilor. Tipă George Maior? George Maior, da, știu. Bun, pot să pun și o întrebare, o nedumerire. Faceți-o. Că s-a dus ambasador la Washington, am înțeles. Fiți șeful serii. Dar să te întorci de acolo, să te numești George Maior, să duci ambasador în Iordania, a nebunit? Păi e frică să vină în România totuși. N-ați înțeles nedumerirea mea? El nu e ambasador de meserie. Bineînțeles că nu e ambasador. Am înțeles. Încearcă să-l palaseze pe undeva. Păi nu, dar de ce acceptă el? În timpul domniei Chioveși, un articol de Ioan Buduca, da? Pe site-ul lui cotidianul.ro. L-a citit? Când? Nu știu. Hai că vă citesc eu. Ioan Buduca știți, că sunteți contemporan cu el. Nu, și una dintre figurile perioadei înainte de 80, adică Buduca era un nume, nu era oricine. Și scriitor, era și... Am lucrat. Ați lucrat cu Buduca și la viața studențească. Dom'le, ce scrie Buduca? De parcă i-am fi dictat noi doi. Cu toate că dânsul nu lucrează după dictare, cu o personalitate foarte puternică. Era prieten bun cu Ralu Filip, Dumnezeu să-l ierte pe Ralu. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, 1. Contribuabilul a fost mai jegmănit ca în regimul premierului Năstase, iar privatul mai jegmănit ca niciodată. 2. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, nicio corporație străină nu a fost deranjată pe măsura corupției de la acest nivel. 3. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, justiția noastră a fost, în fapt, colonizată de interese străine. 4. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, justiția noastră a fost, de asemenea, privatizată de un grup infracțional organizat. 5. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, Serviciul Român de Informații a trădat interesul național pentru interese private din interiorul serviciului. 6. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, statul român a fost parazitat de un stat în stat de natură mafiotă. 7. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, cel mai puternic vector politic a fost justiția. 8. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, gradul de competență al procurorilor de nivel înalt a scăzut dramatic. 9. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, frica s-a generalizat în tot sistemul judiciar. 10. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, a fost experimentat cu succes un modus operandi care poate să pună între paranteze drepturile omului. Păi nu, că poate să pună la pus. 11. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, toată performanța parchetului general și DNA a fost doar una de imagine. 12. În cei 10 ani ai domniei Chioveși, România a dat lumii de mâine un model de dictatură soft. 13. În cei 10 ani ai domniei sale, Chioveși nu a făcut decât un abuz anticonstituțional major, adăugarea la lege prin intermediul unor protocoale secrete. 14. Cei 10 ani ai domniei Chioveși au fost, de fapt, 10 ani de domnie FBI-SRI, iar restul a ceea ce a fost ocultat în vremea acestei domnii nu avea cum să servească României, dar are cum să fie de folos entității globale pe care, mă rog, Jacques Attali o numește Imperiul. Este logica din legea Patriot Act, în baza căreia a fost coborâtă starea de necesitate în SUA, neridicată nici în ziua de azi. Că s-au fost 12 ani. Deci noi spunem asta de foarte multă vreme, dar... Și e procuror, e european. Deci că a fost 12 ani. Păi nu, dar asta a fost făcută și cu ajutorul prietenului dumneavoastră cei 10 ani înainte. Și s-a întâmplat ceva? Nu, da, e o realitate. Iaurul e de treabă, e harnic și mai avem nevoie de el. Bun, ce credeți că se va alege de acest dosar al Elenei Udrea? O condamnă, n-are cum, este o diferență foarte mare. Și pe ea și pe fata... O fată nu, cred că e dă cu suspendare. I-a dat în așa fel încât să-i dea cu suspendare la... Deci așa cum au fost condamnați exemplare Adrian Năstase din regimul trecut, Elena Udrea este trofeul cel mai de preț, nu? Care trebuie condamnat.
Vinovată sau nu? Că nu ne pronunțăm noi totuși în momentul ăsta. Da, și amare. Și... Dar acum dacă... Dacă îmi pot exprima o întrebare... Dar de ce nu vine Elena Udrea să vină să povestească cum se dădeau ordine procurorilor, judecătorilor, șefilor de servicii de informații? Eu mai țineți minte povestea eliberării de Crăciun? Da. Da. De acolo mi se trebuie că ea se spărată pe mine. Când am zis... Nu vreau să fie Elena Udrea spărată. Mă rog, nu. Complicat. A fost o operațiune planetară ca ea și cu Bica să fie în ajunul Crăciunului scoasă din Costa Rica. Nu mai spun că dorești. Într-o țară în care în ajunul Crăciunului nu muncesc nici măcar ăia, care nici mafia nu muncește, toată lumea a fărat. Am avut impresia că acolo a fost o convenție. De ce a fost condamnat acum? Că e cu totul și e mult. Putea fi cu suspect. Pentru că atunci a fost o convenție ca să fie eliberată. Dar de ce n-a mai funcționat acum? Pentru că sistemul funcționa, pentru că sistemul s-a schimbat. Nu mai e nimeni din sistemul din garda veche. Totuși sunt în ce în ce mai puțin. Dar ce scrie în jurnalul Elena Udrea pe care l-aveți dumneavoastră? Aia, acum e întrebare. Nu m-a lăsat să meditez. Cât aveți? De câte nevoie s-ar aveți? Ca acea vă dau două minute de meditație? Scurt. Păi nu e foarte important. Nu, atenție, că sunt un lucru genial. Da. S-ar putea ca ea, cred că a fost eliberată în urma, în a dată în gât pe Biden. Ceva s-a întâmplat acolo. Păi și acum e Biden la putere, de ce au condamnat? Păi ceva nu se leagă. Păi cum să nu o condamne? A, pentru că ar fi dat păi în gât atunci. Păi da, gândiți că acolo era Trump. Bun, dar de ce nu vine Traian Băsescu să vorbească despre cele... toate întâmplate. O nedumerire. Unde este prietenul nostru Traian Băsescu? Traian Băsescu n-a fost nici la congresul PMP, unde a fost ales Cristian Deaconescu. Sunt de acord cu ce spune Adrian Năstase că PMP va fi un EPR-ul viitorului, adică l-a pus pe Cristian... Nu va fi nimic, domnule. Dispare PMP-ul. Terminați cu ce... Pe ce vreți dumneavoastră? E un partid care va dispărea. Când? De seară, la noapte. Când se... N-a intrat în Parlament, pa. Nu înțelegeți că se vor duce la ei parlamentari? N-ați înțeles? Se vor duce parlamentari? Da. Și ce dacă? Statea partidele la care au fost parlamentari. Nu. În Parlament reprezentați prin parlamentari. Dar la alegeri nu vor lua nimic. Dar până atunci... Până atunci sunt o masă de manevră. Asta sunt păi de acord. Va fi un EPR-ul în semn. Păi stați că e foarte important. Bine, Sica Mandolina, pe ordinea noastră. Peste ce am sărit? Peste această chestie care am făcut o observație. Ei au nevoie în Parlament ca să deblocheze de un partid balama. Și poate să devină partid parlamentar. Păi nu e domnule PSD-ul partid balama? Nu. Vor lua și mai balama. Nu e. Apropo de PSD. Zice. Și de ce spunea Adrian Năstase, da? A fost nebună. Că ei, ăștia de la PSD, Ciuma Roșie, pe numele lor de scenă, cred că o să stea cu minți 4 ani în opoziție, da? O să aibă comportamentul pe care l-au până acum și o să cadă pleașca peste ei și o să câștige alegerile. Nu vor mai câștiga nimic. Nu, sunt de acord ce spun. Și eu cu ce. Hai să detaliem după pauza publicitară. La mulți ani, femeie. Marele Jack, apropo de PSD, o profeție. Sunt ca la emisiunea Gândurilor lui Cristoi. O profeție despre PSD? Să că ai chiar dreptatea de Anastasie. Până în 2024, dacă PSD-ul nu-și revine, se va forma la stânga, așa cum s-a format AUR, un partid care va prelua foarte multe chiar din tezele lui Dragnea, pentru că va trece timpul și se vor uita tezele astea suveraniste și... Păi vorba dumneavoastră, Marele Jack. Ai mii de amendamente și ea nu te bagă în seamă. De ce nu părăsești Parlamentul în secunda a doua? Ce opoziție asta? În secunda a doua trebuia să părăsească Parlamentul. Deci unde vom vedea dacă au ce-au? Deci Marcel Ciolacu a declarat că dacă nu aduce în Parlament, foarte important, dacă nu planul de reziliență. Reziliență, care ar trebui să-l aducă. Pentru că înseamnă bani foarte mulți, sunt zeci de miliarde. Și din punct de vedere național, trebuie să vadă absolut. Parlamentul. Nu, pentru că trebuie să treacă prin toate parlamentele.
Nu, aia e altceva. Nu, e foarte important ce spun acum. Deci, planul nu. Planul dar, nu, dar dacă nu-l aduc în Parlament să-l discute... În corect, Parlamentul da? României trebuie votat cu două treimi contribuția Uniunii Europene, adică Uniunea Europeană trebuie să ia niște bani cu împrumut. Fără aprobarea uneia din Parlamentului dintr-o țară membră, nu se poate face asta. Încă o dată, profeție, pariu, da? Uh-huh. Marcel Ciolacu a anunțat că dacă nu vine, ăsta el nu votează. Uh-huh. Părerea mea este că vor vota chiar dacă nu vine. A, chiar dacă nu vine Ciolacu? Aici vom vedea. Păi vom vedea dacă au bătut palma. Nu dacă au bătut. Va fi foarte greu să reziști. Marea problemă lui Ciolacu cu el că el nu rezistă, pentru că va începe acum o campanie... Să se ducă acasă dacă nu rezistă. Eu, da, adică mă lăsați comisii. Da, am înțeles. Am zis. Vom vedea. Când e asta? Păi, ăsta, planul poate să-l... Dacă, în câteva zile câte să-l trimite la asta Bruxelles. Asta zic, să vedem atunci. Dacă îl trimite la Bruxelles fără să fie discutat, s-a pierdut. Puteți să vedem dacă vor... Va fi votul când va fi votul în Parlament. Da, dar trebuie până la sfârșitul lunii trebuie să fie votul în Parlament. Bun, deci vom ști până la sfârșitul lunii dacă... ce se întâmplă cu România, cu pandemia? Știți că e pandemie în România și că vine valul al treilea? S-au închis din nou teatrele și cinematografe. Mi se pare strigător la cer. Mai ales că în teatre purtai mască, un rând liber, un loc liber și așa mai departe. Și mi se pare o bătaie de joc la adresa celor care... Nu, mi se pare o bătaie de joc... această frecție cu baia. Mai bine carantină. După părerea mea, un lockdown național de o săptămână dur și am scăpat de... Ați observat că e o nebunie. București intră, iese. Și că acum iar coboară... Timișoara intră, iese. Nu merge. Și la București ce se întâmplă? Și la București, Dominic Friț a fost trist și a anunțat din coace Nicușor, dar n-a zis nimic. Nu e foarte important, eu cred că vor face, dacă nu fac lockdown național, dar scurt, în care măcar știm... Aici această... e o problemă, nu mai avem timp să o discutăm. Cei de la USR Plus, cei de la Ministerul Sănătății, vor să preia cu tot din adinsul puterea, conducerea de la Institutul Național de Sănătate Publică, direcția de acolo, nefăcându-le pe plac. Și fiind în contradicție majoră cu ce vin cei de la Ministerul Sănătății, știți că vreau să-l numească pe unul care n-avea nicio legătură cu... Și ei îl vor suspenda pe Klaus Iohannis. Cine? Ei îl vor suspenda pe Klaus Iohannis. USR Plus? Păi cu cine? Păi ei vor începe procedura. A, vor începe procedura pe de suspendare. Pe măsură, ei... Până la sfârșitul anului? Nu. Eu pe măsură ce ne îndreptăm spre... Păi vor rămâne la guvernare 4 ani? Da, și vor mânca și pe neleușeste. Domnul, putem descurcă-te. Ei sunt tineretul cu tămare. Sunt de un fanatism încât vor mânca totul. Aveți să vedeți. Domnul Hristos, să nu-i mănânce și pe noi. Noi suntem... Domne, mi-e o frică de ăștia de la USR, vă spun sincer. Mariusul, că fac deci dacă îmi fură... O singură observație poți căciula. Cu noi, scurt. Da, noi am că nu mai avem timp. Noi am venit noi. Văzând niște tineri, m-am dus la un dentist, am zis... Slavă Domnului că eu când eram tânăr n-am purtat mască. Domnule, eu cel puțin am 73 de ani, am trăit tot, o să ne închidă. Știți că pe Dante, dacă nu l-alungau din Florența, nu scria de vină. Și va fi lockdown? Domnule, nu scria. Va fi lockdown? Da, sau? Să fiu, după, nu știu, dar eu cred că va fi. Va fi, sigur. pentru Elena Udrea și așa... stați o secundă. Păi uite aici. Păi am primit Iordania. De ce e așa de greu de înțeles? Taher de unde e? Prietenul la începutul anilor 90, familia Jaro, cei trei fii ai fostului general, unul fiind doctorul, nu, fostul consul New York, Iordania, e foarte frumoasă. Cine bate, nu am înțeles nedumerirea mea. În momentul că tu ai fost șeful seriei. Da, ai fost șeful și acum te duci ambasador în Iordania. Dacă ai fi ambasador de meserie... Da, domnule, și Băsescu n-a fost 10 ani președinte și a candidat la primăria capitalei? Hai să fim serioși, pe cuvânt. Da, ce? Ceva e în neregulă. Pauză. Pauză. Da, continuăm. Încercam să o sun pe Daria, că nu știu ce tabletă are marele Jack și are toate tabletele din lume. Ce-am zis eu?
Că aveți tableta, că o pățiți în două, că le aveți... Nu știu, mă duc acum și o mănânc. Mă, da, o mănâncă. Și acolo era una pe care le știam. N-am vorbit despre ideologia, ce îi preocupă pe tineri, apropo de ce se întâmplă în lume. Un minut aveți să încheiați această emisiune. Nu mai am nimic de spus în apărarea mea. Despre Tilișcă, pentru că îl votează deja, că vreau Ceaușescu, de la de adeziune. Și congresul e undeva în septembrie, dacă va fi. Păi ce? Pentru că e o contracarare la Florin Cîțu, care și el la rândul lui se vrea premier. Șeful partidului. Păi da, dar Cîțu începe să dea parale. Începe să dea friptură, la nu are. A, n-are ăla ce să dea, cum îl cheamă, Tilișcă, omul dumneavoastră. Un an de pandemie, domnul Cristoiu. Ce s-a întâmplat numai după un an de pandemie? Am fost ieșit azi, așa, mai mult pe stradă și e sinistru. Oamenii cu măști, bine, ai o tâmpenie. Eu zic că suntem mini-zombi. Dom'le, și eu zic chestia asta cu măștile pe stradă, e o tâmpenie. Că s-a demonstrat peste tot că nu... Nu, dar e groan. Nu, dar nu a scăzut cazurile. În locurile aglomerate, să spune. Da. Dar pe străzi unde nu e nimeni să mergi, să plimbi, am trezit, am ieșit... La Sinaia, am ieșit sâmbătă, am fost și eu la Sinaia, am fost sâmbătă să plimb câinele. Nu era nimeni, pe 3 km m-am plimbat. Și să stai cu masca pe figură. Eu n-am stat. Pare rău pentru autoritățile. Nu, dar în general stai. Mulțumesc. Ne vedem. Ne vedem joi, cum a zis Chirila. Nu știți cântecul? Ne vedem joi. Haideți, domnule. Credeam că el la mine trageți pe dreapta. Ce faci? Nu, ăla e altceva. Ne vedem mâine seară. Doina Levința. Un om cu totul fabulos. Un artist excepțional. Și Nico Alifantis. Mi-e dor de Nico Alifantis. Va fi o emisiune, întrebări foarte grele, foarte incisive la Nico Alifantis, mai ales dacă nu cântă, ci că n-a mai cântat de un an. Eu sunt Marius Tucă. Voi cine sunteți?